Recent în orașul Dondușeni s-a desfășurat ședința publică de prezentare a rezultatelor raportului de monitorizare a transparenței administrației publice locale din orașul Dondușeni, care a fost efectuată în cadrul proiectului Dezvoltarea societății civile din Republica Moldova. Acest eveniment este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente în cadrul programului de granturi dezvoltare societății civile în Republica Moldova. Orașul Dondușeni, la capitolul Transparență decizională pentru perioada monitorizării din luna septembrie 2019 și până în luna iunie 2020, se află pe poziția 36 din cele 60 localități monitorizate. Deci, monitorizarea s-a desfășurat nu întâmplător în orașul Dondușeni. Au fost monitorizarea noastră cuprinde și alte localități din țară, deoarece noi am consultat mai multe rapoarte făcute de societatea civilă, de rapoarte internaționale și mai departe, ne-am dat seama că situația în aceste în primării sub aspectul transparenței decizionale, bugetare, achiziții publice, indicatorii sunt foarte mici, foarte neimportanți, de aceea ne-am străduit să organizăm această monitorizare pentru a ajuta aceste primării să vadă care sunt neajunsurile, care sunt lipsurile acestor primării, ca ulterior să-și îmbunătățească activitatea. În cadrul evenimentului, experții Asociației Presei Independente au venit cu constatări și recomandări. A fost menționat faptul că pentru a spori activismul de implicare a cetățenilor, este necesar de elaborat mai multe compartimente a paginii web în care să fie plasate informațiile de interes public, date privind structura și subdiviziunile primăriei, proiecte de decizii, rapoarte de elaborare, publicare, executării bugetului primăriei, cât și informații cu privire la achizițiile publice. Ar fi bine să fie elaborate programe de elaborare, a proiectelor de decizii în care să se concretizeze acele decizii care vor fi supuse obligatoriu consultațiilor publice. Aceasta oferă posibilitatea organizațiilor non-guvernamentale, care nu totdeauna sunt suficient de bine dotate cu personal, ca să poată să-și programeze, de exemplu, activitățile și să știe că eventual există anumite proiecte, cum ar fi cel ce ține de bugetul local, care neapărat va fi consultat public. Deci la etapa de contractare și monitorizarea contractelor, constatăm după analiza paginii web că lipsesc absolut orice informație cu referire la rezultatele procedurilor de achiziție, adică acele anunțuri de atribuire sau dări de seamă cu privire la atribuirea contractului. Deci o altă constatare vizează lipsa rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții pe pagina web, care, spuneam anterior, sunt obligatorii de a fi elaborate și publicate pe pagina web, deci cel puțin semestrial și anual. Iar în lipsa rapoartelor de monitorizare, executării contractelor, evident, comunitatea locală nu are acces la informații cu privire la finalitatea contractelor de achiziții, pentru că procedura s-ar putea să fie în regulă, însă, în final, cetățeanul este interesat de ce în final? Dacă lucrările sau serviciile au fost livrate corespunzător, bunurile și deja în funcție de ce s-a procurat. Funcționarii publici nu au căzut de acord în totalitate cu cele indicate în raport, pe motiv că, la nivel local, administrațiile publice locale din țară se confruntă cu mai multe probleme, factor important de care și depinde rezultatul acestei monitorizări. Lipsa funcționarilor calificați este o problemă mare, nu pentru orașul Dondușeni, dar în genere pentru Republica Moldova. Dacă vorbim de raport față de 2019, într-adevăr, noi, primăria orașului Dondușeni, s-au confruntat cu probleme destul de mari. Nu avem acces, nici măcar noi să facem careva publicare. Raportul de astăzi o să ne ajute ca anume pentru asta, ca să îmbunătățim. Deoarece atunci când mult timp lucrez, nu vezi unele probleme, dar după raportul acesta, noi avem deja obiectele stabilite. Vrem ca pagina primăriei să fie cât mai activă, ca noi cetățenii să avem niște informații corecte, niște informații precise, clare, vizibile,
pentru noi. Vreau să mă expun pe marginea raportului pe care l-am văzut. A fost un raport destul de amplu, bine structurat, foarte deschis și s-a văzut bine constatările care s-au identificat. La ședință au fost invitați reprezentanții administrației publice locale nivelul 1 și 2, reprezentantul Cancelariei de Stat în teritoriu, consilieri locali, reprezentanții societății civile, mass media. Astfel de rapoarte urmează a fi desfășurate încă în 5 localități din țară, Fălești, Rezina, Căușeni, Basarabeasca, în care au fost înregistrați cei mai mici indicatori ce ține de transparența decizională bugetară achiziții publice. Vera Bulgaru, Eugenie Bulat, Roman Bulgaru, TV Drochea.